Specialiștii sunt de părere că dieta cu această specie de pește este de 1500 de ori mai eficientă în prevenirea infartului dacă există riscul de recidivă decât un tratament medicamentos. Pentru conținutul său caloric și de minerale se recomandă și în dieta diabeticilor pentru că subțiază sângele, favorizând circulația. 100 de grame de scrumbie conțin 230 de calorii, 20 de grame de colesterol, 3000 de miligrame de acizi omega-3 și 250 de miligrame de acizi omega-6, esențial pentru sănătatea inimii. Este vorba despre scrumbie, care conține vitaminele A, C, D, E, K, dar și B6 și B12. Este bogată în magneziu și seleniu, cu importante beneficii în tratarea anumitor tipuri de cancer. Pe lângă acestea, scrumbia de la prânz semnifică și aportul de calciu, fier, fosfor, potasiu, zinc și sodiu necesare unui organism sănătos. Studiile specialiștilor americani au arătat că o dietă cu scrumbie reglează nivelul hormonal și favorizează elasticitatea capilarelor. Prin conținutul de vitamina K, elimină riscul formării cheagurilor de sânge, ad depozitelor de colesterol și scade tensiunea arterială. Pentru un organism slăbit, scrumbia îmbunătățește sistemul imunitar și reglează metabolismul. Consumată cu regularitate, te scapă de migrenele supărătoare și îmbunătățește memoria și activitatea cerebrală. Alegerea, prepararea și depozitarea scrumbiei sunt foarte importante pentru păstrarea funcțiilor nutritive. Astfel, alege numai pește proaspăt, care are carnea întinsă, umedă și depozitează la congelator numai în șervețele de hârtie și nu de plastic. Se consumă după ce l-ai lăsat 20 și 4 de ore la frigider, să se dezghețe. Abia după aceea îl poți găti pentru a fi sigur că și-a păstrat între conținutul de vitamine, minerale și calorii. Specialiștii avertizează asupra consumului de scrumbie de către femeile însărcinate, pentru că acest tip de pește conține și mercur. Proaspetele și viitoarele mămici vor evita timp de câteva luni să îl consume. Relatează sărbători alături de tine, Pungro.